Weekendul acesta se anunță favorabil cumpărăturilor de calitate, pentru că între 26-27 mai revine târgul Slow Food Roadele Pământului din Piața Sfatului. În cele două zile de târg aveți ocazia să vă faceți plinul de mâncare sănătoasă chiar din centrul Brașovului, între orele 10-16. Oferta celor 40 de producători participanți include preparate din carne, pâine, turtă dulce, prăjituri de casă de sezon, vin, pălincă, ulei presat la rece, păstrăv afumat, produse apicole și multe altele. Dacă sunteți amator de brânzeturi, în Piața Sfatului veți descoperi 10 de sortimente de brânză proaspătă sau ținută la maturat până la 36 de luni. La această ediție a târgului vă stau la dispoziție numai puțin de 8 standuri cu brânzeturi românești, italienești și olandeze. Vă veți putea bucura de un răgaz la cumpărături, savurând un pahar cu bragă sau un suc natural de mere, o bere de ghimbir sau chiar un șpriț de vară. Pata de culoare acestei ediții o vor da tradițiile maramureșene. Grupul folcloric de copii din Breb, Ocnașuga Tag, acompaniați de Ceteraș, vor anima atmosfera cu dansuri specifice zonei și cu strigături. La standul organizatorilor puteți afla mai multe informații despre mișcarea Slow Food, iar dacă sunteți mic producător, cum puteți deveni unul dintre expozanții acestui târg. Târgul Slow Food Roadele Pământului este un proiect al Conviumului Slow Food Brașov și al Asociației Roadele Pământului, realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov și cu sprijinul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a Județului Brașov. Proiectul a demarat la Brașov în primăvara anului 2009, urmărind refacerea legăturii dintre consumatori și micii producători, educarea gustului și promovarea produselor locale în detrimentul culturii fast food. Târgul Slow Food Roadele Pământului de la Brașov are loc în ultimul weekend al fiecărei luni calendaristice în Piața Sfatului din Brașov.